Dacă săptămâna trecută oferta locurilor de muncă era una redusă, nici la finalul acestei săptămâni nu se poate vorbi despre o creștere semnificativă a numărului de locuri de muncă vacante de la nivelul județului. La data de 16 noiembrie 2012 există un număr total de 19 locuri de muncă declarate vacante de către agenții economici în următoarele meserii: asistent medical 1, bucătar șef 1, bucătar 3 locuri, barman 1 loc, îngrijitoare 1, femeie de serviciu 1 loc, instalator 1, lăcătuș construcții navale 1, muncitor confecționer îmbrăcăminte 1, muncitor necalificat 1 loc, ospătar 1. De asemenea, există două posturi libere pentru cei care sunt calificați în tâmplărie și în cazul vânzătorilor. În ambele situații vorbim despre câte două posturi vacante în acest moment. Totodată vor avea șanse de angajare și cei care se pricep la zidărie sau care s-au specializat în medicina veterinară. Și în această perioadă continuă cursurile de recalificare pe care reprezentanții Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți le organizează. Încercăm până la sfârșitul anului să începem încă 3 cursuri de formare profesională. Pentru cursurile în meseriile de drujbist și motorist în motoare și utilaje pentru silvicultură, grupele s-au format, deci urmează ca să înceapă aceste două cursuri. Mai există locuri vacante pentru cei care doresc să se înscrie la cursul de brutar. În fiecare zi puteți să-i consultați pe reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți la sediul instituției, care se află pe Bulevardul Carol I, la numărul 3.